Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la Voicu Voicu. O să încep prin a vă citi un pasaj dintr-o carte despre care o să vă aflați multe lucruri interesante în această seară. Tot ceea ce este scris în această carte întărește adevărul cunoscute și recunoscute de mulți oameni din scrieri străvechi, din emisiuni TV, din diverse cărți. Toate acestea au răbufnit din mine, s-au făcut vizibile prin mine, dar nu sunt de la mine, ci mi-au fost trimise ca răspuns la frământările și întrebările mele inexistente, uneori poate naive și repetate. Nu sunt noutăți și nu sunt invenții. Explicațiile primite prin informațiile percepute sunt reluate de mai multe ori, sunt repetate, sunt descrise în diferite feluri, din ce în ce, în cele mai mari și mai mici detalii. Când consemnez percepțiile, nu știu ce scriu, dar când citesc ce am scris, sunt complet șocat. Secretul constă în aceea că, în timpul primirii percepțiilor, trebuie să nu mă gândesc la nimic, să scriu doar ce văd cu ochii minții. Invitat special în această seară la voi cu voi, cu domnul profesor universitar dr. Dan Prepeliță, care a scris o carte, Harmonia Creației Divine, o carte pe care am primit-o cadou de la prietena emisiunii noastre, Maria Dimuc, și pe care am citit-o cu foarte mare bucurie și am descoperit în ea o poveste absolut extraordinară și niște lucruri pe care le știam, dar nu mi le puteam explica. Bună seara, domnule profesor! Să rămână, bună seara! Mulțumesc frumos că ne-ați primit la dumneavoastră acasă. Într-o casă superbă, într-un cartier cochet. Și eu vă mulțumesc că ați acceptat și ați venit la mine, v-ați deplasat până aici. Harmonia Creației Divine, titlul vă aparține, domnule profesor? Totul mi-a aparținut. Deci aceste trei cărți formează o trilogie. Așa. Dar s-ar putea să stric trilogia pentru că am terminat volumul 4, la care trebuie să-l definitivez în Word, în calculator și să-l predau la editura Darana. Această trilogie este scrisă de mine, dar nu e de la mine. Universul, care la început nu avea rău și bine, era totul unitar și nu era intersectat între luminos și întunecat și bine și rău. Și Dumnezeu a făcut aceste suflete. Dar vedeți dumneavoastră, ca la orice creație, există ceva care creezi întâi. O făcut din energia lui, din el însuși, care este cea mai mare energie posibilă și cu vibrația cea mai înaltă posibilă, care nu o poate atinge nimeni, niciodată. Și a scos din el aceste suflete. Primul pe care l-a scos este Fiul lui Dumnezeu, care are de aceeași ființă cu Tatăl, scrie, și fiind primul, a luat cea mai mare energie și vibrație din Dumnezeu. Este normal, este logic și de asta e Fiul lui Dumnezeu. Toți ceilalți, toate celelalte suflete îngerești, spiritul are, ce sunt diverse, nu sunt toți la fel. Dar toate sunt energie și toate au vibrații. Ei, cu cât a făcut mai multe, cu atâta a pierdut din energie. Cei care sunt mai aproape de Fiul lui Dumnezeu, adică după Fiul lui Dumnezeu, care nu poate fi decât unul, așa, toți ceilalți fii ai lui Dumnezeu, și noi suntem fii lui Dumnezeu până la urmă, dar altceva, materiali și muritori, toți fiii nemuritori ai lui Dumnezeu au avut energie din ce în ce mai mică, și vibrații din ce în ce mai mică. Evident că Dumnezeu s-a consumat, pierzându-și din energie, disipând-o în univers, în aceștia, în aceste entități, entități spirituale. E cea mai bine spus. Și umane, la un moment dat, materiale, nemuritoare și materiale, luminoase și materiale, tot din energie. Omul are cea mai mică energie, dar nu-i spirituală. În sfârșit, deci Dumnezeu s-a consumat într-o altă măsură și oricât de tare este Dumnezeu, a trebuit să se odihnească. Și a văzut că este bine pentru că el nu mai făcuse înainte ceea ce a făcut. Și de fiecare dată, ca orice creator care construiește ceva,
să zicem, această biserică din lemn, să uită și spune, nu e bine, trebuie să mai pun acolo, să fac. Ah, este bine, gata, am terminat creația mea. Și am văzut că este bine. Și nu, așa este. Și deci Dumnezeu, acum lăsând deoparte toate aceste creații ale Dumnezeu și am ajuns într-un punct foarte important, acela în care Dumnezeu încă creia și aproape își terminase creația, a hotărât să facă ființe, adică entități terestre, pentru că el a pregătit pământul, terra, în acest scop, pentru ființe materiale. Și aici le-a depus pe toate, dar la început erau alte, de tot felul de... Se găsesc oase acum, de uriași, de nu știu ce, și-a băgat și dracu coada, pentru că satana, până la urmă, diavolii, să nu spunem diavolii, au fost îngeri. Da. Și sunt tot din Dumnezeu și a făcut parte din acei îngeri din care Dumnezeu și-a dat energia și... și-a dat, deci sunt din ființa lui Dumnezeu. Și aceștia. Cineva mi-a spus că nu și s-a supărat, a spus blasfemie. Chiar acum vreo câteva zile. Nu. Dumnezeu a creat totul, fiindcă El este Creatorul unic și suprem. Și nimic nu este care să nu fi creat Dumnezeu. A creat, însă, vedeți dumneavoastră, unii din aceste entități îngerești, la un moment dat, au avut ceva în ei care i-a făcut să gândească altfel. Sau au ales rău despre care... Au ales o altă cale și l-au invidiat pe Dumnezeu, să o spunem pe față, și au vrut poate chiar să ia locul, dar în orice caz au vrut să fie și ei ca Dumnezeu și foarte aproape de El și bine văzuți și așa mai departe, pentru că peste tot este așa, asta e legea universală. Și o are omul cu prisosință. Ideea este că aceia au făcut ce au făcut și au decăzut. Au căzut. Și Dumnezeu i-a trimis într-o anumită parte a Universului, unde le-a spus, acolo veți așa și aveți sarcina voastră, pentru că i-a pedepsit. I-a pedepsit să ispitească oamenii pe care i-a făcut mai târziu, ființele însuflețite, din care noi suntem ultima civilizație de până acum. O să mai fie. Vă referiți la iad, domn profesor, că spuneți asta. Eu mă refer la iad, dar iadul are mai multe conotații și înțelesuri. Deci există un iad, există și o talpă a iadului, o poartă energetică, prin care se trece din iad, în străfundurile iadului, spre vârful de jos a Universului Întunecat, unde este foarte întuneric și unde e împărăția Prințului Întunericului, să zic așa frumos. Și Dumnezeu este în partea opusă, luminoasă, benefică, aici malefic, energii negative, energii pozitive și le-a separat Dumnezeu la început, n-a fost așa. Deci mie mi s-au arătat și am desenat, tot acolo în volumul 2, fazele pe care mi s-au arătat mie, poate au fost și altele, dar mie atâta mi s-a arătat, eu atâta știu, poate nu-i complet, prin care Dumnezeu a modificat Universul de la un punct, acel punct primordial, nimicul, sferă în expansiune, apoi a devenit un oval, așa, o elipsă, un elipsoid de rotație, ca să zic așa, fiindcă totul se rotește și se mișcă Universul, nu stă pe loc, țapăn, așa, din cauza forțelor, celor patru forțe fundamentale și altora secundare. Și în sfârșit Dumnezeu a făcut aceste entități pre-umane, să zicem, și aia erau oameni, că doar să știi că au fost civilizații foarte vechi, dar nu erau de genul în care i-a făcut
de la Adam și Eva și urmașii lor, după chipul și asemănarea lui, dându-le capacitatea de creație, dându-le de asemenea, dându-le discernământul, capacitatea de alegere. Și Dumnezeu i-a mai dat ceva omului, dar poate nu mai vorbim despre asta, vorbim mai avem târziu, timp, domnul, că sar de la una la alta și e complicat. Avem timp, domnul. Avem timp? Avem timp. Dumneavoastră, eu am timpul din tot timpul timp din lume. Avem timp, domnul, să spuneți-mi tot ce trebuie să spuneți. Dar parcă eu știu ce trebuie să spun. Eu spun ceea ce mi-aduc aminte din... Să știți că nu mă gândesc la asta și nu știu. Eu acum am citit cărțile. Le-am citit deja de două ori. Dar le citesc deschizându-le unde se deschid. Citesc pasajele și o închid. Fiecare volum. Și așa fac în fiecare zi, dimineața, seara și Victorie îmi vine. Pentru că eu nu știu tot ce este acolo și cum am scris. Dar când vorbesc și pentru că mi-ați spus întrebări, vine totul la mine și îmi văd materialul ca atunci când l-am văzut și l-am scris. După care uit. Sau nu-l mai rețin, mai bine zis, dar pot să mi-l amintesc din nou. Și urmăresc cu anumite lucruri importante care m-au frapat pe mine, cum ar fi moartea, de exemplu. Și de ce e necesară, fiindcă e esențială în viața omului. Domnule profesor, da, avem cu toții o frică de moarte. Fie că o recunoaștem, fie că nu o recunoaștem. Da. Pentru că nu știm ce e dincolo, e o întrebare. Doi, pentru că ni se pare că niciodată n-am trăit suficient, a doua întrebare. Trei, pentru că nu știm ce plătim când ajungem acolo și vine factura. Vreau să răspundeți la întrebările astea. Doamna Mirela, noi nu ajungem niciodată acolo. Oamenii nu ajung niciodată în universul spiritual al lui Dumnezeu și nici în celălalt întunecat. Adică nici în rai, nici în iad, domnul? Ca oameni nu ajungem nicăieri sufletele decât în pământ. Da, sufletul, domnul profesor. Așa. Deci, totul pornește de la, și moartea și tot, de la faptul că noi suntem dual. Dumnezeu ne-a făcut pe noi după chipul și asemănarea Lui. Adică a aplicat trei legi ale Lui, unicitatea, dualitatea și trinitatea. Sunt trei legi fundamentale. Mai sunt și alte, dar astea sunt fundamentale. Și noi suntem unici ca oameni. Suntem unici. Dumnezeu este unic prin natura Lui și nu poate fi altfel. Și Dumnezeu este dual. Și noi suntem duali, ne-a făcut duali, adică dualitatea este foarte pregnantă în om, pentru că suntem alcătuiți în principiu din trup muritor și din suflet nemuritor, care vine cu spiritul și conștiința spirituală. Bun. Deci suntem duali. Și Dumnezeu ne-a dat și Trinitatea, ne-a făcut să avem această Trinitate prin ce? Prin aceea că a dat poruncă să trăim și să ne înmulțim. Respectiv să formăm o familie, a făcut două sexe, nu a făcut altceva. Și n-a cuplat bărbați cu bărbați și femei cu femei și nimic altfel decât două sexe. Ca asta a făcut. Acelea sunt divine. Și cele două sexe, bărbați și femeie, la un moment dat i-a spus lui Adam, să am citit, nu știam asta, să dea denumirile care vrea el. Acum eu nu știu ce limbă știa Adam și ce vorbea atunci, dar în orice caz le-a spus bărbați și femeie, așa scrie în Biblie. Și, deci, bărbatul și femeia care fac copil, numai ei pot procrea, indiferent ce dacă să fac clonii sau altceva, n-au suflet și nu vor avea niciodată, pentru că nu vor face cunoștință cu Duhul Sfânt, partea lui Dumnezeu. Deci, se întâmplă că o familie, indiferent câți copii are,
are trei părți, bărbat, femeie și copil sau copii. Și este Trinitate. Deci unicitatea, dualitatea și Trinitatea este în noi. O parte din noi este nemuritoare. Sufletul cu spiritul și conștiința, care ne este împrumutată. Ei, când Dumnezeu prin Duhul Sfânt suflă viața, că Duhul Sfânt este făcătorul de viață, exact așa îi se spune, este acea parte a Dumnezeu care are sarcina să facă viața, când Duhul Sfânt dă viață unui om, suflă în el sufletul, de fapt ce face? Un suflet este ales de Dumnezeu după ce l-a analizat, a văzut vețile, a stabilit karma, a stabilit viitorul, a stabilit tot din comun acord cu acel suflet. Să zicem că se întâmplă asta în acest moment, îl însuflețește un trup. Acel trup care a crescut cât a crescut, unde știm că a crescut, ca noi toți, este neînsuflețit și deodată capătă viață. De la Duhul Sfânt, clonele și asta nu pot să capte viață, deci chiar dacă imită omul, sunt niște imitații și inteligența artificială, orice formă ar avea, imită numai fața, forma, înfățișarea. Bun. Sufletul, când ajunge aici, în noi, este înlănțuit. Cu un lanț de argint, să spune. De asta se știa, e scris. Nu sunt eu primul care vorbesc de asta, cum nu sunt primul care a vorbit de mulți ce am spus până acum. Dar poate că le-am spus mai clar sau poate le-am spus într-o anumită văzute logică. Văzute de dumneavoastră, ceea ce poate chiar inginerească. Da. Poftim? Văzute de dumneavoastră, ceea ce e foarte important, domnul Brosu. Văzute... Mă rog, arătat. În felul în care am văzut, da. Așa este. În care mi s-a arătat. Nu cred că mi s-a arătat totul. Că mai sunt și alți oameni care i-au primit și care trebuie să primească informații, nu sunt singurul și nu sunt nici ultimul și nici primul nu sunt. Nu sunt profet, să nu creadă cineva că sunt vreun profet sau că eu sunt mai știu ce altă... Nu. Se pare că sunt totuși un suflet, nu eu, omul care sunt un prăpădit de profesor, pensionar, acum. Deci... Sufletul meu. Dumnezeu îl cunoaște și probabil că i-a dat o misiune când l-a introdus în mine, de care eu n-am știut. Eu am simțit ceva de-a lungul timpului, dar n-am dat atenție și n-am luat în derâdere, dar mi s-a părut că așa ceva n-are. Bun. Acum când s-a întâmplat cu mine toate astea, am început să înțeleg. Deci, de ce sufletul este înlănțuit cu un lanț de argint. Unde este înlănțuit? În inimă. Dar nu în inimă. În câmpul inimii. Deci în jurul inimii se află un câmp energetic. O energie cu mai multe conotații. Și materială, și spirituală, și tot ce doriți dumneavoastră. Dar acel câmp numai la moarte dispare și se formează într-un anumit moment pe care medicii au reușit să-l observe și să-l chiar să-l arate. Dar nu l-au înțeles bine, încă. Dar nu vor înțelege. Mai este de studiat. Deci sufletul este înlănțuit în acel câmp și nu-l poate părăsi. O să vă dau un exemplu care o să lămurească problema. Toți avem un câmp, dar nu-i la fel. Unii... la un numai în interior mic și prăpădit, alții iesă câmpul acela în care e sufletul din corp, iar evoluați spiritual, superiori. Iar Iisus Hristos, care nu este Fiul lui Dumnezeu, ci este om din femeie născut, cum se spune, dar care a fost însuflețit de primul suflet din Dumnezeu, care este Fiul lui Dumnezeu, cu cea mai mare energie și vibrație, frecvență de vibrație. Și Iisus Hristos a avut un câmp al inimii care s-a dezvoltat până la kilometri. Să știe asta, nu spun eu. Și unde mergea el, oamenii simțeau și veneau. Pentru că
inima lui Iisus, pe care catolicii o preaslăvesc mai mult decât ortodoxii, dar și ortodoxii și toți creștinii, inima lui Iisus, fiind vorba de câmpul acelui în care inima, și că avea o inimă de om. Dar câmpul nu era de om și era atât de extins încât oamenii ăia erau în acea aur de câmp. Nu e aura de care știm noi, ci aura inimii, fac o analogie, e vorba de câmpul acela spiritual al inimii în care este înlănțuit sufletul și din care sufletul nu poate să iasă. Dar spiritul iese din când în când în timpul unor vise, în comă, în alte cazuri speciale, se slăbește legătura, nu se rupe. Dacă s-a rupt, s-a terminat. Se slăbește. Chiar și un om în moarte clinică are sufletul încă acolo. Dar este atât de slabă legătura încât pur și simplu omul respectiv este aproape ca și mort, dar nu și-a pierdut sufletul. N-a ieșit din el. Și ajungem imediat la moarte. Deci, sufletul este înlănțuit acolo și vine un moment când ultima secvență din viitorul de care am vorbit, prezumtiv, ajunge în realitatea prezentului efemer, ultima clipă de viață, a ajuns și omul și-a dat sufletul. Adică ultima lui respirație, fiindcă nu mai are la să-i folosească respirația, pentru că poate să, chiar dacă inspiră cu ajutorul aparatelor, dacă nu mai sunt secvenții în viitor, nici doctorii nu-l mai poate readuce la viață, nu poate salvează. De-aia doctorii fac, pe unii salvează și pe unii nu. Dar îi salvează pentru că mai au scânteii de viață sau, dacă vreți, secvenții de viață în viitorul prezumtiv. Ultima a ajuns acolo, a ajuns în realitate, îngătuitura aceea timpului și omul a murit. Secvența ajunge imediat în trecut și se depune ultima în recipientul trecutului și gata, s-a terminat. Nu mai vine nimic și nu mai există nimic pentru om. Deci din clipa aia omul nu mai este om. Este trup. Cum se și spune, doar nu am inventat eu asta sau am aflat eu așa. Este trup. Și trupul este mort. Un om care nu respiră este un deloc. Este prin el însuși, este mort. Ei, în clipa aia se declanșează în tot corpul omului, în fiecare celulă, deci absolut în toate celulele corpului, există un senzor al morții. Îl avem în noi, îl purtăm, dar în toate celulele, nu unul singur. Și acel senzor al morții, tocmai am văzut cu câteva săptămâni în urmă că un medic român a explicat că în ADN-ul omului s-a descoperit o secvență de ADN care poartă moartea în ea. Și probabil că are legătură și toate astea. A, așa. Și a spus că de acele secvențe mor, omul moare orice ar fi. Când senzorii din fiecare celulă au primit semnalul de încheiere a vieții, celulele încep să moară în cascadă, să transmite, câmpul inimii se slăbește, lanțul se rupe, și sufletul este liberat. Voi face o paranteză dacă uiți să-mi spuneți unde a rămas. Tatăl meu a murit în această casă. Nu era așa. Era casa veche bătrânească care e parterul de acum, o parte din parter, care eu am făcut-o, ce vedeți. Eu aici m-am născut și aici am crescut. M-am născut la maternitate, desigur, fiind mama operată prin cezariană, că avea 38 de ani și a fost primul copil. Și a fost greu pentru ea și a operat-o profesorul
celebru profesor Chipail, din care sigur ați auzit, sunt spitalii care îi poartă numele, și m-a scos la lumină. Deci, sufletul este eliberat. Spuneți că se eliberează, da, aici. Ei, moartea are rolul ăsta. Există moartea pentru ca să fie sufletul eliberat atunci când trebuie, când a sunat ceasul, dacă vreți, sau omului. Și omul nu mai este om. Toți trecem prin asta la un moment dat, ni-i frică, nu ni-i frică, se întâmplă. Și sufletul este eliberat. Eu am văzut sufletul lui tatăl meu și mi-a atras atenția soția mea, Dumnezeu să o odihnească. Era vie ca și mine atunci și tatăl meu a murit în brațele mele, l-aduceam de la spital cu salvarea, l-am dus în casă și începând din curte a căzut, l-am prins și a început să moară. Și l-am așezat pe pat, a mai respirat o leacă și la un moment dat a curcăit și era cam întuneric în casă pentru că nu era o lumină așa, făcea niște reparații atunci, nu știam cine așteaptă și tatăl meu avea 75 de ani, vârsta pe care eu am depășit-o acum puțin. Mulți înainte. Mulțumesc. Am luat drumul spre 76 de puțină vreme. Și soția mea îmi spune, Dani, eu eram terminat, ca și la moartea ei, la care am asistat, dar n-am mai văzut nimic, fiindcă eram cu spatele, vorbeam cu Cătălin la telefon. Și când mi-am dat seama ce s-a întâmplat, m-am întors, dar era prea târziu pentru că murise. Și nu mai mișca, era țeapănă. Deci, tatăl meu și-a dat ultima suflare și a început să iasă aerul. Ieșea, se auzea din plămâni. Și noi eram acolo, numai eu, mama nu era, mama fugise afară, în curte. Pe terasa asta, care nu era terasa, era curte. Și soția mea, Oana, îmi spune, Dani, uite ce iese din gura lui tata tău. Și eu spun, ce iese? Și m-am întors și în clipa aia, din gura lui tata și din creștea și așa, se ducea spre plafon un abur alb-verzui. Se pare că depinde ce fel de om mai fost și ce suflet ai crescut în tine, că asta facem, și culoarea aia contează. S-ar putea ca la sfinți sau la oameni superiori, la sufletele ajunse foarte sus, cu vibrații puternică și cu energie multă, să nu se vadă sau să se vadă altfel. La tata s-a văzut alb-argintiu, verzui, și se ridica, l-am văzut până a urcat în plafon și a dispărut prin plafon. Tot. Deci nu era un punct sau ceva, ci o cantitate pe care unii doctori, savanți, cercetători spun că au cântărit-o. Adică au cântărit corpul înainte, după și au constatat o lipsă care este aceeași la toată lumea. Și nu mai știu cât, dar au spus că probabil că ăla e sufletul, dar ei nu cred în suflet. Mulți. Unii cred, dar cred pe ascuns. Pentru că le-i frică, le-i rușine să spună ceva pe care nu-l pot dovedi, sau în orice caz nu-i științific. Ce nu-i științific și nu poate fi dovedit fundamental științific, nu e recunoscut și nu are valoare. Ca multe din cele care le-am spus aici și nu numai. Deci a venit moartea. Sufletul e viu și pleacă. E nemuritor. Om a murit, s-a terminat. Sufletul mai stă prin zonă, conștiința spiritului mai vede, stă 3 zile. 3 sau 40, domn profesor? 3 zile stă în jur. După care poate să plece, nu neapărat trebuie să stea acolo. Dar, de regulă, mai stă până la 7 zile. În cele mai multe cazuri. Sunt și excepții, totdeauna sunt excepții din diverse motive. Eu am arătat acolo, nu pot să spun acum tot ce am în cap. Și apoi, la 40 de zile,
sufletul pleacă de tot. El se mai întoarce odată sub, dacă n-a fost reîntrupat și nu a fost, pentru că nu se întâmplă asta, în cei 7 ani, să mai poate ca Dumnezeu să-i permită să-și mai vadă locurile sau nu știu ce se întâmplă, dar nu astea sunt cazurile. Bun. Și la 40 de zile, sigur, și în general, pleacă. Și se duce în drumul lui, adică începe o călătorie care poate fi diferită de la suflet la suflet. Unele suflete zăbovesc în două zone posibile ale universului, purgatorii, să le zicem, așa, pentru că au făcut anumite lucruri, ori prea bune, ori prea rele, și trebuie să mai stea acolo puțin. Și unii se transformă în fantome sau în alte spirite, să le zicem, de anumite naturi, și mai stau acolo. Eu le-am primit sub numele de zone de tranziție. Și una este a universului superior, luminos, spre zona de jos, întunecat, și celălalt purgatoriu este în partea de sus a zonei întunecate spre universul luminos. Au rostul lor treburile astea, dar e scris în carte. Mai trebuie oamenii să mai și citească. Exact. Domnul profesor, care este, din ceea ce vi s-a permis dumneavoastră să înțelegeți, care este cel mai mare păcat? Ei, nu pot să spun asta acum, dar mai lăsați-o leacă că vă spun. Vreau să continui ideea asta foarte importantă cu moartea. Sufletul a plecat. El va ajunge la un moment dat prin tunelul acela. În sfârșit sunt mai multe aspecte. Deci asta cu tunelul nu este o... Nu, nu e o prostie. Adică eu am fost în tunelul ăla. Nu o prostie, adică nu e o ceva pe care îl descrie cineva ca fiind un tunel, ci chiar există. Toți cei care au fost... De vreo 3 ore am fost prin tunel. Niciodată n-am ajuns la capăt, evident că sunt aici. Dar am ajuns mai departe, mai aproape, odată într-o moarte clinică, când am avut stop cardiorespirator în timpul unei operații în 2016 și la IRO, aici în Iași, cu același doctor care mă operează, am 11 operații pe problema mea și care recidivează odată sau de ori pe an. Și până acum asta a fost a 11-a. Deci am avut o moarte clinică, nu știu cât a durat, în care am ieșit din corp, m-am dus pe plafon și acolo mă uitam la doctori cum se zbăteau, îmi vedeam corpul, parcă îl văd acum. Nu mă interesa și n-am avut niciun sentiment. Îmi vedeam corpul acolo inert și doctorii încercau să mă resusciteze și au constatat că aveam ceva pe gât, pe trahei, în sfârșit, și au băgat un tub, au suflat aer și am început să respir. Eu am văzut tot și le-am spus și vorbile lor și înjurătura doamnei anestezistei, doctor anestezist, care a țipat la cei care au spus: vreți să-l pierdem? Nu vedeți că-l pierdem? Și nu m-am speriat, stăteam și mă uitam. Așa că eu am ieșit și alte ori am fost prin tunel până la un punct. Dar să lăsăm asta. În sfârșit, sufletul o să ajungă acolo unde nu este judecat, ci este analizat prin înregistrarea trecutului vieții, ultimii sale vieți, în om, trăit într-un om. Și sufletul, în clipa în care a plecat, se întâmplă o minune de care n-a vorbit mai nimeni până acum. Nu pleacă cu nimic. Pleacă cu mintea omului, cel puțin o parte din ea, cea mai importantă parte, partea esențială a minții omului pe care a creat-o în timpul care l-a trăit pământul omul, în viața lui. A gândit, a făcut tot, alea se înregistrează, dar există ceva, acea minte, care conține tot, probabil o dublură, o copie. Și sufletul, conștiința mai bine zis, capturează din noi mintea, nu se pierde nimic. Se transformă.
Deci acea minte a noastră, a fiecărui om, că el profesor, că este un om care mătură în străzile sau altceva, că stă la oraș, că, într-un palat sau că stă așa, că este regic sau ce este și mintea lui este luată de conștiință și pleacă cu spiritul, respectiv cu sufletul, respectiv acolo. Și de acolo va fi distribuit și redistribuit. Rămâne sus, găsește locul, pleacă și mai sus, se duce jos, pleacă și mai jos, rămâne prin purgatoriu un timp, dar până la urmă ajunge undeva unde trebuie și tot așa. Și la un moment dat este trimis într-o nouă viață, însuflețind un alt om. Când ajunge acolo, pe baza minților pe care le-a strâns, să zic așa, le-a adunat o viață în toate viețile de om pe care i-a însuflețit, poate sute, nu toată lumea la fel, unii câteva le ajunge ca să perfecționeze, alții ajung la desăvârșire, alții se mulțumesc cu perfecționarea până la un anumit punct și nu merg mai departe, nu vor. Așa, și Dumnezeu îi ascultă, pentru că ne-a dat posibilitatea să alegem chiar să, nu numai ca om. Alegerea este împreună cu sufletul și sufletul până la urmă știe asta. Când își pierde memoria la un moment dat și nu știe ce minți are în conștiința pe care o împrumută următorului om pe care îl însuflețește, asta e altă poveste. Așa, sufletul nu trebuie să știe tot. Conștiința nu e activată. Are butoane pe care Dumnezeu le poate comuta și poate să le închidă total, parțial. Depinde ce vrea Dumnezeu cu fiecare. Unora le dă misiuni sufletului și întrupează niște oameni care primesc niște misiuni. Poate eu am primit niște misiuni scriind astea. Poate sau sufletul meu și eu am fost mecanismul. Nu zic decât un mecanism. Dumneavoastră ați venit la mine să aflați niște lucruri și să faceți ceea ce doriți să faceți cu mine și cu cărțile mele. Adică să ajungă la toată lumea, că ăsta e scopul pentru care mi-a fost dat și chiar explicit mi s-a spus că trebuie până la urmă și văd că într-adevăr Dumnezeu face totul ca să se întâmple. De exemplu, sunteți la mine ceea ce putea să fie un vis. Că nu vă duceți la oricine, oricând și oricum. Și că a scris un... Era să spun un nebun, dar în sfârșit nu a scris niște chestii într-o niște cărți. Și gata, le luăm de bune și hai să le facem emisiuni. Dumneavoastră nu faceți asta. Dumneavoastră analizați, gândiți. Și doamna Maria Timuc este și mai riguroasă. Experiența dumneavoastră, domnule profesor, și faptul că sunteți un om de știință care puteți explica lucruri care par de neînțeles pentru cei care le aud de la ceva că nu le pot explica. Mai avem 5 minute și vreau să vă întreb așa. Vai, și câte am de spus. Ce credeți? Așa. Cu ce credeți că sunteți diferit acum? Da. După experiența pe care ați căpătat-o față de cum erați înainte. Da, este o întrebare importantă. Pun punct la ce am spus până acum. Promit că ne revedem, domn profesor. Poftiți? Dacă mai aveți multe de spus, promit că ne revedem. Bine. Nu știu cât am de spus, fiindcă nu-mi dau seama. Nu pot controla ceea ce trebuie să spun. Dacă îmi vine, spun. Așa. Probabil că sunt eu controlat și coordonat. Deci trag aici o linie și o să vă spun că moartea există, este necesară și omul n-ar fi nimic dacă n-ar fi muritor, pentru că prin moarte omul eliberează sufletul la timpul potrivit ca să poată vedea cât s-a perfecționat, dacă s-a perfecționat, cât s-a perfecționat, dacă a evoluat sau a involuat, cât, cum și totul este măsurat și înregistrat. Și asta e rostul omului și a morții. Pentru că dacă n-ar muri, sufletul nu s-ar elibera din câmpul lui, din lanț. Și dacă nu s-ar elibera, nu s-ar întâmpla ceea ce vrea Dumnezeu. Și spuneam că o să vă răspund, Dumnezeu cu un singur cuvânt putea să facă toate astea, să perfecționeze sufletele alea,
năcăjitii care n-au reușit să aibă atâta energie și vibrație cu frecvențe superioare cum ar vrea fiecare om și fiecare suflet ar vrea asta. Adică entități, sufletești, spiriti. Dar nu se poate, fiindcă așa au ieșit din Dumnezeu. Asta, energia așa se disipează și așa, chiar dacă e Dumnezeu. Un minut mai avem. Cu un singur cuvânt ar putea să spună Dumnezeu, desăvârșiți-vă. Dar nu vrea asta, vrea ca prin om, de aia l-a creiat așa cum ne-a creiat, și asta e altă poveste, ca să desăvârșim, să perfecționăm și să desăvârșim sufletele. Și m-ați întrebat mai înainte cum am fost schimbat sau ce da, m-a schimbat. Da, m-am, și la asta. M-am schimbat, doamna. În ce sens, domnule? Mirela. Eu zic în bine. Absolut. Dintr-un credincios care nu credea orice, care trebuia să fie științific demonstrat ca să fie adevărat, din ceea ce am învățat și din toate celelalte, nu m-am îndoit niciodată că Dumnezeu nu ar exista, dar n-am fost foarte sigur. Dar eu acum îl simt pe Dumnezeu. L-am simțit, îl simt. Nu l-am văzut, bineînțeles, dar îl simt. El a intrat în mine de mult și a fost în mine, dar eu nu mi-am dat seama ce a făcut pentru mine înainte de acești 6 ani. Acum, din acești 6 ani, eu m-am transformat, m-am schimbat și am ajuns un om care începe să-și cunoască sufletul. Și am ajuns un om a cărui conștiință spirituală a început să evolueze și eu simt asta. A trecut conștiința sufletului meu spirituală în altă etapă, la alt nivel. Nu mă laud cu asta, așa simt. Și asta s-a întâmplat. De câte ori citesc în cărțile acestea ale mele sau mi-aduc aminte ceva, sau că acum, de exemplu, simt cum înalți și cum ceva vibrează în mine și eu am devenit alt om. Și doamna aici de față, fata mea, poate să confirme că sunt foarte schimbat în acești ani. Deci m-am schimbat foarte mult, mă voi schimba în continuare dacă Dumnezeu va dori să trăiesc. Am arătat în carte, ultima revelație care mi s-a arătat, am avut un vis, ăla a fost chiar vis, vis, și am visat ceva care am descris la urmă, în cartea a treia la urmă, unde am spus despre mine și așa, cum am primit, etc. Mi s-a arătat ceva care mi-a arătat toată viața mea pe o lungime. Aici erau nori, o lungime verticală, aici erau nori, nu se vedea începutul, aici se vedea sfârșitul. Nu mai spune să citească în carte, domn profesor. Lăsați-i să citească în carte. Da. Povestea asta. Și Dumnezeu ținea cu o parte de mână care era într-un nor, dintr-un anumit punct, și într-adevăr era punctul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu și am avut conștiință. Mulțumesc. Și măsurând tot, segment cu segment, că sunt inginer, înainte de a fi profesor, măsurând tot, o am transpus în timp, față de anumite repere care le-am avut. Mulțumesc foarte mult, domnului profesor Dan Preperiță, profesor universitar, inginer. Mulțumesc prietenei mele, Maria Timuc, care a avut amabilitatea să ne dea contactul domnului profesor și să ne permită să vă spunem dumneavoastră această poveste. Ne mulțumesc colegilor mei, Liviu Dochița și Claudiu Roșoiu. Rămâneți cu Antena 3. Colegii mei v-au pregătit cele mai importante știri în foarte scurt timp.